Inspectorii DSP Hunedoara l-au amendat cu 3.000 de lei pe administratorul unei firme de catering care livrează hrană copiilor de la grădinița Episcopiei din Deva. În plus, firmei i s-au suspendat toate livrările de hrană către această unitate de învățământ preșcolar și administratorului i s-a pus în vedere să sisteze toate livrările, în cazul în care mai are contracte și cu alte unități de învățământ. La controlul pe care l-avem noi ca tematic de la Ministerul Sănătății, verificăm absolut toate grădinițele, toate școlile și respectiv firmele care livrează sub formă de catering la unitățile școlare. Drept urmare, a fost verificată și această firmă care livra la grădinița de la... nu mai știu exact cum se cheamă, Episcopie. Era o grădinița Episcopiei și s-au constatat niște neconformități, cum ar fi. Tavanul era cu un pic de... nu era zugrăvit, circuitele nu erau funcționale, era puțin supraaglomerată mâncarea și n-au fost găsite probe de aliment. Deci, ca noi să putem verifica acele probe, ele trebuie să rămână acolo, din tot ceea ce ei gătesc, 48 de ore. Fiindcă n-au fost găsite acele probe, a fost sancționat administratorul firmei cu suma de 3.000 de lei și li s-a interzis livrarea până la remedierea tuturor conformităților. Termenul de recontrol este 29.9. Deci, până atunci, ei au termen să-și remedieze toate neconformitățile care au fost găsite la data și ora controlului. Până la sfârșitul acestei luni, Direcția de Sănătate Publică are ca tematică verificarea tuturor unităților de învățământ din județ, școlare și preșcolare. Cu această ocazie sunt verificate și firmele de catering cu care acestea au contract pentru livrare de masă caldă.